Deschideți împreună cu mine la Psalmul 19. Psalmul 19 este un psalm cu o structură relativ simplă, directă, ușor de urmărit. Practic este împărțit în trei secțiuni majore. Aș vrea ca să vi le prezint aceste trei secțiuni în mare și să urmărim după aia care este înțelesul și care este mesajul psalmului pentru noi și cred că este extrem de relevant, mai ales în această seară când avem acest eveniment minunat de a sta împreună la masa Domnului, de a comemora moartea și învierea sa și comuniunea care o avem unul cu altul și cu el împreună prin sângele său, prin trupul său. Psalmul este împărțit în trei secțiuni majore, cum ziceam. De la versetul 1 la versetul 6 avem prezentat ceea ce se numește revelația generală sau revelația universală sau altfel spus revelația naturală. Felul în care Dumnezeu vorbește și a vorbit din momentul creației prin natură. Prin tot ceea ce se vede în jurul nostru, pe tot ceea ce se vede în ceruri și pe pământ, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu comunică, Dumnezeu se revelează față de omenire. De la versetul 7 la versetul 11 ne este prezentat în detaliu și foarte clar, foarte deslușit, revelația particulară sau revelația specifică, revelația scrisă, cuvântul lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură. Și la versetul 12, la versetul 14, avem confruntarea personală cu această revelație sau provocarea revelației pentru noi. Dacă Dumnezeu ne vorbește și dacă Dumnezeu ne-a vorbit prin revelația universală, prin revelația naturală, prin soare, prin stele, prin nori, prin oceane, prin copaci, prin tot ceea ce vedem în jurul nostru și dacă Dumnezeu în mod magnific și specific și deosebit ne-a vorbit prin cuvântul Său, ne-a vorbit cu un scop. Și acest mesaj al lui Dumnezeu ne provoacă această revelație, ne confruntă și necesită un răspuns. Primul rând, revelația naturală sau revelația universală. Revelația naturală, natura ne arată natura lui Dumnezeu. Asta este scopul naturii. Natura ne arată natura lui Dumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu a creat, tot ceea ce Dumnezeu a adus în existență are scopul să comunice natura sa. Cineva punea întrebarea unui teolog, de ce universul acesta este așa de mare dacă noi oamenii suntem așa de mici? Planeta noastră, Pământul, este o porțiune așa de mică dintr-un univers așa de imens. Un univers infinit. Nu putem ca să-i dăm de capăt și oamenii de știință spun că acest univers care este descris ca și fiind infinit, adică nu are margini, paradoxul este că acest infinit fără margini se mărește. Fiecare zi, în fiecare an, în fiecare secol, marginea inexistentă devine mai departe. Și răspunsul care cred că este corect este că acest univers a fost creat nu ca să reflecte caracterul și natura noastră a oamenilor, care într-adevăr ne considerăm centrul universului și universul acesta este infinit de mare pentru că el reflectă natura și caracterul infinit a celui ce l-a creat. Stelele sunt deosebit de strălucitoare și cerul este deosebit de frumos și universul este deosebit de mare ca să ne dea de gândit că cel care l-a creat este așa. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Sintagma aceasta, cerurile, nu este greșită în sensul că noi ne-am gândit că ne uităm în sus și vedem un singur cer. Este exprimarea psalmistului de a spune universul. Cerul care îl vedem cu ochiul liber și toate cerurile care sunt dincolo de acest cer.
galaxiile și universul acesta imens. Spun slava lui Dumnezeu. Nu numai că spun despre slava lui Dumnezeu și vorbesc slava lui Dumnezeu. Ele emană, comunică, transmit slava lui Dumnezeu. Asta este scopul lor. De aceea au fost create ca să spună, să vorbească, așa cum zice psalmistul, fără cuvinte, în mod constant, să exclame slava lui Dumnezeu. Natura ne arată natura lui Dumnezeu. Frumusețea ne arată frumusețea lui Dumnezeu. Dacă privim la o floare, trebuie să ne punem întrebarea dacă floarea este așa de frumoasă, cât de frumos este cel care a creat-o. Dacă privim la o zi frumoasă, trebuie să ne gândim cât de frumos este cel care ne-a dăruit-o. Natura ne arată bunătatea lui Dumnezeu. De fiecare dată când îmbucăm dintr-un măr, de fiecare dată când este foame și ne hrănim, de fiecare dată când este sete și avem apă de băut, trebuie ca să ne gândim că există un creator bun, un creator care din bună voință ne dă aceste lucruri. Ne arată puterea sa atunci când vedem că afară fulgeră și tună, atunci când vin dezastre naturale și munții să prăpădesc atunci când pământul se despică și cu tremurile înfioară oamenii, ne gândim cât de puternic este cel care le-a creat pe toate și cât de puternic este cel care le ține pe toate în mâna lui. Ne arată mărimea lui, infinitatea lui. Ne gândim că dacă acest univers există cu mult înainte ca noi să existăm, ba mai mult cu mult înainte ca să putem noi concepe cât de vechi este și suntem foarte conștienți că acest univers va exista cu mult după ce vom pleca noi din această lume, ne dă de gândit că cel care a creat este fără început și fără sfârșit. Este o făptură infinită, fără margini, în afara timpului. Ne de gândit Creatorul nostru este unul de deplină înțelepciune. Cât înțelepciune trebuie ca să fie în Creator, ca să creeze oameni care au ei însăși înțelepciunea lor, care au rațiune, care au logică. Cât înțelepciune trebuie ca să creeze, să fie în Dumnezeu, ca să creeze un om care poate gândi, care poate sta în picioare, care se poate mișca, care poate vedea. Acum câțiva ani, niște cercetori de robotică din Japonia au câștigat multe premii pentru că au creat un robot care avea senzori și calculatoare suficient de delicate să ia și să țină în mâna lui robotică un ou. Și a fost o culme a dezvoltării tehnologice că un robot cu mâna lui de robot a putut să ia un ou și să-l țină în mână fără să-l zdrobească. Care dintre copiii noștri nu poate să țină în mână un ou fără să-l zdrobească? Și omul poate să țină în mână lucruri fără să-l zdrobească de când l-a creat Dumnezeu? L-a premiat cineva pe Dumnezeu pentru mărăția aceasta tehnologică că omul are bunul simț să nu zdrobească ce ține în mână? Tot recent, lumea s-a minunat că s-au creat roboți care pot să umble pe două picioare. Nu vi se pare ceva minunat sau măreț, dar puterea de procesare necesară într-un calculator și matematica suficient de sofisticată încât un robot să-și păstreze echilibru pe două picioare n-a existat până acum. Și Dumnezeu ne-a creat direct pe două picioare. Ne uităm la copilași ca și Daniel, care în curând vor umbla pe două picioare, fără să-i să facă upgrade la calculator, fără să-i să cumpere noi capacități, fără să-i să adauge memorie. Pur și simplu Dumnezeu, în înțelepciunea sa, în inteligența sa supremă, l-a proiectat în așa fel încât să facă lucruri minunate. Și lucrul acesta ne dă de gândit dacă noi avem asemenea capabilități, dacă noi avem asemenea înțelepciune, dacă noi avem asemenea rațiune, cu cât mai mult Cel care ne-a creat. Toată natura, tot universul ne provoacă ca să ne gândim cât de minunat este Cel care ne-a creat. Există corespondent pentru fiecare aspect a naturii lui Dumnezeu în natura din jurul nostru.
În natura din jurul nostru putem să vedem dreptatea Lui. În natura din jurul nostru putem să vedem dragostea Lui. În natura din jurul nostru putem să vedem creativitatea Lui. Tot ceea ce Dumnezeu este într-un mod suficient de clar, suficient de deslușit, este comunicat prin natură. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și știm că slava lui Dumnezeu într-adevăr nu este altceva decât atributele sale, natura sa veșnică manifestată, arătată, proclamată. Al doilea rând, salmistul ne arată în versetul 2, în versetul 3 și 4, care este natura acestei vestiri. Cum este ea mai specific? Versetul 2 ne arată faptul că această vestire a slavei lui Dumnezeu, care vine prin intermediul natural, prin intermediul ceea ce a fost creat, este o vestire în permanență. Versetul 2. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El, despre slava lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult, un comentator zicea că Dumnezeu a creat universul în așa fel încât dacă n-ar mai fi un singur om care să-i cânte de slavă și de laudă, universul în mod permanent și constant l-ar lăuda pe Dumnezeu. Dacă n-ar mai fi un singur predicator, dacă n-ar mai fi un singur credincios, dacă n-ar mai fi ființă care să mărească pe Dumnezeu, ziua și noaptea în permanență vor cânta și vor zice despre slava lui Dumnezeu. Al doilea rând, ne arată psalmistul că această revelație naturală, această vestire naturală, nu numai că este constantă și permanentă, dar ea este absolut pretutindeni. Versetul 4, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii, în cerul i-a întins un cort soarelui. Nu există un loc pe această planetă unde slava lui Dumnezeu să nu fie vestită. El își vestește slava pretutindeni. Din România în America, din America în Africa, din Africa în Alaska, din Alaska în Antarctica, din Antarctica la Polul Nord. Nu poți să mergi oriunde în acest univers și să nu privești și să nu ți se vestească prin revelația aceasta naturală slava lui Dumnezeu. Răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. Nu este undeva unde poți fugi de acest mesaj. Pentru că existența noastră, universul nostru, este mesagerul care vestește slava lui Dumnezeu. Și nu numai că este permanentă și nu numai că este pretutindeni, dar Dumnezeu a făcut-o în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor. Versetul 3. Și această vorbire, această vestire a slavei Lui, aceasta este fără vorbe și fără cuvinte, a căror sunet să fie auzit. Și cei fără limbă, și cei fără dialect, și cei fără gramatică, fără orice fel de comunicare, pot ca să asculte și pot ca să vadă acest mesaj al lui Dumnezeu care proclamă slava sa, pentru că această proclamare este permanentă, este pretutindeni și este întotdeauna pe înțelesul tuturor. Nu se poate dezvinovăți nimeni, zice Apostolul Pavel. Pentru că tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, atributele Lui, măreția Lui, se vede deslușit în această lume în care trăim. Ea este vestită în mod constant, ea este vestită pretutindeni și ea este vestită pe înțelesul tuturor. Nimeni nu va putea spune, n-am știut că există un Creator. N-am știut cât de frumos este. N-am știut cât de măreț este. N-am știut cât de bun este. Pentru că acest mesaj al Dumnezeului care a creat universul este transmis în mod permanent, în mod constant. Este transmis pretutindeni și este transmis pe înțelesul tuturor. Și ce face uimitor faptul că această vestire a lui Dumnezeu universală,
această vestire generală, această vestire care este pretutindeni și pe înțelesul tuturor și în mod permanent. Ea este o vestire, o revelație a lui Dumnezeu în mod universal, fără discriminare. S-a revelat tuturor. Această vestire a lui Dumnezeu universală este în mod universal respinsă. Apostolul Pavel ne spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, ba mai mult. Ne spune că suntem răzvrătiți împotriva Creatorului și ne închinăm creației în loc de să ne închinăm Creatorului. Nu-L considerăm pe Dumnezeul care ne-a creat demn să fie ținut în conștiința noastră. Nu vrem să ne gândim la El, nu vrem să ne gândim asupra revelației și îl respingem cu fiecare ocazie care o avem. În antichitate, omul a respins pe Dumnezeu Creatorul, închinându-se la tot felul de chipuri cioplite, la tot felul de zei, la tot felul de statui. În modernitate, omul modern a înlocuit toate acestea lucruri cu așa numită știință. Îl explicăm pe Dumnezeu afară din existență. Albert Einstein spunea că în paharul, dacă te apuci ca să bei din paharul științei, într-adevăr, prima parte, când iei prima gură, vei deveni ateu. Dar dacă ai curaj să bei până la fund, la fundul paharului, te așteaptă Dumnezeu. Pentru că știința nu este o explicație despre cum Dumnezeu nu există, ci este explicația că fără Dumnezeu nu poate să existe existență. Nu poate să existe știința fără Dumnezeu. Nu poate să existe universul fără Dumnezeu. Nu poate să existe timpul fără cel în afara timpului. Fără Alfa și Omega care a creat timpul. Nu poate să existe materia fără cel care poate să producă materie din nimic. Și omul modern încearcă prin așa zisă știința lui să rezolve și să respingă revelația universală a lui Dumnezeu, când de fapt și știința este un mecanism al Harului Dumnezeu. Microscopul ne lasă să vedem la scară micro, la cele mai mici molecule, cât de minunat este Dumnezeu. Dacă am crezut că Dumnezeu este minunat pentru că vedem că mădularele noastre lucrează și funcționează și trăim, cu atât mai mult când putem să vedem complexitatea lor până la cea mai mică moleculă. Dacă am crezut că Dumnezeu este măreț, când am crezut că este doar un soare și o lună, cu atât mai mult acum că avem telescoape care pot să vadă cu sute și sute și mii și miliarde de ani lumină în universul acesta și universul nu se termină. Avem toate instrumentele necesare ca să îl vedem, ca să îl cunoaștem și să ne închinăm lui Dumnezeu ca atare, dar în schimb facem ce au făcut cei din antichitate și ne folosim de aceste lucruri ca să ne închinăm nouă, în loc de să ne închinăm Lui. Această vestire universală, această revelație universală a lui Dumnezeu, din păcate, ne spune Apostolul Pavel și ne arată toată Scriptura că este în mod universal respinsă de om. Dar Dumnezeu este așa de bun și așa de iubitor, încât nu încheie socotelele aici. Și din versetul 7 la versetul 11 ne arată că Dumnezeu în bunătatea sa ne-a dat revelația scrisă. Ne-a dat o revelație particulară, o revelație specifică în care Dumnezeu ne-a vorbit. Până aici vedem că natura vorbește și proclamă slava lui Dumnezeu, dar Scriptura este vorbirea lui Dumnezeu. Nu este generică. Nu este generală, ea este specifică. Sunt vorbele lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, care sunt comunicate prin autorii care Dumnezeu i-a ales ca să ne vorbească nouă. Și psalmistul ne arată la fel cum ne-a arătat natura acestei revelații universale, ne arată care este natura Scripturii, care este natura cuvântului lui Dumnezeu. În versetul 7 ne spune psalmistul că această revelație scrisă, această lege a Domnului este desăvârșită. Ea este perfectă, fără greșeală, fără eroare, pentru că cel care o spune, cel care o vorbește, cel care o revelează, este desăvârșit. Ba mai mult, ne spune că ea este adevărată.
Nu doar este exact cum a spus-o Dumnezeu, dar tot ceea ce a spus Dumnezeu este adevărat. Ea este fără eroare de adevăr. Nu există nimic în Scriptură care să contrazică adevărul. Versetul 8 ne arată că ea este sfântă. Orânduierile Domnului sunt fără prihană. Sunt desăvârșite, sunt adevărate și sunt sfinte. Ba mai mult, în versetul 10 ne spune că ele sunt valoroase. Ele sunt de preț, ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt valoarea supremă care o avem, este cadoul suprem. Dacă revelația naturală este așa de minunată și este așa de benefică, pentru că ne vorbește despre Dumnezeu, cu cât mai valoros sunt vorbele lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu sunt darul suprem al lui Dumnezeu către copiii lui. Ba mai mult, tot în versetul 10, ne spune psalmistul că ele sunt de dorit. Ele sunt plăcute, sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Cuvintele lui Dumnezeu pentru copiii lui sunt mai dulci decât mierea. Imaginează-ți cea mai bună prăjitură, cel mai bun desert, cea mai bună mâncare care ți-o dorești mai mult decât orice și cuvântul lui Dumnezeu este mai delicios decât acea prăjitură. Știți, acea prăjitură care când se pune tortul pe masă nu te poți opri la o felie. Sau la două și trebuie să vină cineva și să ia tortul, să zică, băi frate, hai mai încet, că dai în diabet, omule. La Biblia poate să stea nedeschisă pe masă cu săptămânile. Acea prăjitură sau acel desert care în momentul în care ți se spune doar că urmează, încep și salivezi. Ca și câinele lui Pavlov. Nu? Când făcea Pavlov din clopoțel, era dresat câinele că saliva deja, că știa anticipa că va mânca. Oare cât salivăm că știm că mergem la biserică să ascultăm o predică? Sau că urmează să avem un timp devoțional din cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura este într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu. Este desăvârșită, este complet adevărată, este sfântă, este mai de preț decât orice valoare, decât orice sumă de bani și este mai de dorit decât orice altceva care avem la dispoziția noastră. Și această scriptură care Dumnezeu a dăruit-o omului, acest dar prin care Dumnezeu s-a revelat, produce efecte. Atunci când ea este hrana noastră, atunci când ne hrănim din ea, atunci când mușcăm din ea, la fel cum dacă am mușcat din fagure și ne-am hrănit cu miere, ea produce efecte. Adică din miere te îngrași. Cam așa se întâmplă, nu? Dar efectele Scripturii sunt doar pozitive. Psalmistul le descrie ca și fiind o mare răsplată. Că spune că cel care ascultă de Scriptură primește o mare răsplată. Dar această mare răsplată, spune psalmistul că este condiționată. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Și care este răsplata? Câteva lucruri care ne spune psalmistul. În versetul 11 ne spune că răsplata este că suntem învățați. Noi suntem învățați de cuvântul lui Dumnezeu. Robul tău primește și el învățătură de la el. Nu avem înțelepciune, Dumnezeu ne-o dăruiește și ne-o dăruiește prin cuvântul său. Nu avem cunoștință, cunoștința este la îndemâna noastră prin cuvântul său. Doar să vrem să ascultăm și să împlinim și învățătura lui Dumnezeu este la dispoziția noastră. În versetul 8 ne spune că el ne luminează ochii și ne veselește inima prin cuvântul său. El ne dă motivație ca să trăim. Nu înseamnă că ne luminează ochii. Cuvântul lui Dumnezeu ne motivează ca să trăim și ne motivează la o viață veselă. Ai probleme cu depresia? Succesul antidepresiei este în cuvântul lui Dumnezeu. Ai probleme cu tristețea, ai probleme în viața aceasta, vrei să ai o inimă veselă, vrei să ai o motivație bună pentru a trăi? Răspunsul este cuvântul lui Dumnezeu. Ea produce, Biblia produce asemenea efecte.
Spune în versetul 7 că ea dă înțelepciune. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Și ea înviorează sufletul nostru. Toate aceste lucruri, toate aceste daruri ale Dumnezeu care vin prin revelația sa, spune salmistul, că sunt ale noastre dacă păzim cuvântul său, dacă ascultăm și împlinim cuvântul lui Dumnezeu care El ni l-a comunicat prin Sfânta Scriptură. Dacă nu, efectele sunt adverse. Sunt proporțional inverse. Cineva zicea, cum se poate ca un Dumnezeu așa de bun să fi creat rău? V-ați spus vreodată întrebarea aceasta. Cum de există, dacă Dumnezeu a creat totul, de ce există răul? Și de ce există atâta rău? Mi se pare o întrebare foarte greu de răspuns la ea, dar de fapt este o întrebare foarte simplă. Răul nu este ceva. La fel cum frigul nu este ceva. Frigul este absența căldurii. Întunericul este absența luminii. Răul este absența lui Dumnezeu. Acolo unde Dumnezeu este prezent, este bine. Acolo unde Dumnezeu este absent, este rău. Acolo unde cuvântul lui Dumnezeu este prezent, este înțelepciune, este desăvârșire, este bucurie, este înviorarea sufletului. Acolo unde cuvântul lui Dumnezeu este absent, este nenorocire. Dar nu poți pune în cârca lui Dumnezeu răul care tu îl produci pentru că tu sfidezi cuvântul lui. Nu poți pune pe umerul lui Dumnezeu răul care tu faci pentru că te-ai depărtat de Dumnezeu. Pentru cel care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, pentru cel care se teme de cuvântul lui Dumnezeu, există învățătură, există o inimă veselă, există înțelepciune și există înviorarea sufletului. Și pentru cel care sfidează revelația specială a lui Dumnezeu, pentru cel care nu-i interesat să-L vadă pe Dumnezeu pe bolta cerului sau în Scriptură, există nenorocire și osândă, pentru că a refuzat de două ori oferta lui Dumnezeu de a-L cunoaște. Dumnezeu strigă prin stelele de pe cer și Dumnezeu strigă prin prorocii săi în Sfânta Scriptură, ăsta sunt. Noi ne întoarcem spatele de la El de fiecare dată când nu ne minunăm la frumusețea sa prin natură și de fiecare dată când lăsăm Biblia noastră nedeschisă, prăfuită și nu vrem ca să-L cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu prin intermediul ei. Vrem altceva. Implorăm și noi pe Dumnezeu cum au implorat alții. Am văzut în Scriptură, Doamne, dacă ar învia cineva din morți, ar merge și ar spune fraților mei. Și ce-i să spun? Au pe Moise și pe proroci. Dar culmea este că au înviat din morți și ne-au spus. Și tot nu i-am băgat în seamă. Adevărul este că omul, în mod universal, fără intervenția lui Dumnezeu, respinge și revelația naturală și respinge și revelația specifică, revelația scrisă a lui Dumnezeu. Este doar prin mila și bunătatea lui Dumnezeu că oamenii care în mod universal sunt în vrășmășie cu Dumnezeu, că oamenii care îl urăsc pe Dumnezeu, că oamenii care nu vor să audă despre Dumnezeu, ajung nu numai să-L cunoască pe Dumnezeu, ci să-L iubească pe Dumnezeu. În concluzie, salmistul ne aduce în mod indirect o provocare. Această revelație care Dumnezeu o face față de noi prin natură și prin Scriptură ne provoacă să ne cercetăm pe noi înșine și să ne punem în cumpără, să ne punem în calcul cum stăm noi, cum ne raportăm noi față de această revelație, cum ne poziționăm noi față de acest Dumnezeu care îl vedem așa de clar, așa de limpede în ceea ce vedem cu ochii noștri în universul acesta și în ceea ce citim în Sfânta Lui Carte. Și psalmistul, privind această revelație minunată, spune în felul următor. Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească mândria, să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană și nevinovat de mari păcate.
Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele. Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Revelația lui Dumnezeu ne provoacă. Ne provoacă să vedem unde stăm și cum ne raportăm în fața unui asemenea Dumnezeu. Dacă vedem că Dumnezeu este perfect, dacă vedem că Dumnezeu este drept, dacă vedem că Dumnezeu este bun, dacă vedem că Dumnezeu este infinit și vedem că noi nu suntem cum ar trebui ca să fim, ne provoacă pe noi să spunem ce se va întâmpla cu noi în fața unui asemenea Dumnezeu. Și răspunsul salmistului are trei paliere, trei nivele. În primul rând, în versetul 12, ne arată că suntem mai păcătoși decât știm. Când se confruntă el cu Dumnezeul care îl vede în universul acesta, în stele, în soare, în natură, și când se confruntă el cu Dumnezeul care este comunicat prin legea lui Dumnezeu, el se uită la sine și spune: Doamne, iartă-mă pentru că sunt mai păcătos, nu doar decât am realizat, și sunt mai păcătos decât pot eu să știu. Păcătuiesc fără să știu. Păcătuiesc când dorm, păcătuiesc când acționez din instinct. Tot ceea ce sunt este păcătos și sunt așa de păcătos că nici nu știu. Al doilea rând, salmistul recunoaște, sau cel puțin conștientizează, că suntem prea păcătoși ca să recunoaștem că suntem păcătoși. Versetul 13, el atacă problema principală a omului păcătos. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie. De acea stare în care nu poți să recunoști ceea ce ești. De mândria aceea de a spune: Doamne, sunt păcătos, dar sunt alții mai păcătoși. De mândria aceea de a spune: Da, Doamne, sunt păcătos, dar nu sunt chiar așa de păcătos. Păzește-mă, Doamne, de mândria aceea de a crede că în starea în care mă aflu acum aș putea să stau în fața unui Dumnezeu așa de măreț. Păzește-mă, Doamne, de mândrie, pentru că dacă mă păzești de mândrie, dacă ea nu va stăpâni peste mine, dacă ea nu va controla inima mea, dacă voi fi liber de ea în așa fel încât să recunosc ceea ce sunt, să recunosc că sunt păcătos până în măduva oaselor mele, să recunosc că păcătuiesc non-stop, că și faptele mele bune sunt niște zdrențe mânjite. Dacă mă păzești Tu, Doamne, de această mândrie, atunci voi fi fără prihană, pentru că atunci voi putea ca să vin și să mărturisesc păcatul. Atunci voi putea să recunosc că am nevoie de scăpare. Atunci voi putea ca să recunosc că am nevoie de un izbăvitor. Că am nevoie de o stâncă puternică pe care să stau, de o stâncă de care să fiu ridicat din starea în care mă aflu. Atunci o să realizez că Dumnezeu și doar Dumnezeu este Cel care mă poate izbăvi din această stare. Atunci când îmi recunosc păcatul și atunci când nu mă fălesc de păcatul meu, ci mi-l plâng și îl pun la picioarele Domnului Iisus Hristos. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Provocarea se extinde și la noi, și mai ales la noi în această seară în care stăm la masa Domnului și trebuie să ne uităm în lăuntrul nostru și să spunem ce suntem și cum suntem. Confruntați și noi în fiecare zi pe acest pământ cu revelația lui Dumnezeu naturală, cu frumusețea Lui, cu bunătatea Lui, care o vedem, o trăim în fiecare zi, ba mai mult confruntați cu cuvântul Lui. Aproape toți dintre noi am crescut, între ghilimele, pocăiți. Am beneficiat de cuvântul Său, de revelația Lui specială în viața noastră în fiecare zi. Și ea ne provoacă să ne confruntăm și să ne vedem starea. Să ne recunoaștem starea. Să lăsăm mândria la o parte și să recunoaștem că suntem mai păcătoși decât știam. Că suntem mai păcătoși decât vrem să recunoaștem și că avem nevoie să fim izbăviți de firea noastră păcătoasă. Dar vestea bună este că El este stânca noastră. Vestea bună este că El este Mântuitorul nostru.
Vestea bună este că oricât de păcătos am fi și oricât de păcătoși suntem și suntem păcătoși, El, prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos, ne primește ca și fii răscumpărați la masă cu El. Și chiar acum, și aici, în starea noastră decăzută și în trupurile acestea de carne, El vrea să intre în comuniune reală cu noi. Pentru că prin același sânge și prin același trup prin care putem să intrăm astăzi în legătură cu El, în comuniune, împărtășie la masa Lui, prin același sânge și prin același trup al Lui Hristos vom fi aduși până din urmă în prezența Lui și în slava Lui și vom fi transformați să fim ca și El. Vom străluci noi mai puternic decât soarele și mai frumos decât stelele. Vom fi noi, într-adevăr, reflectarea slavei Lui și această natură coruptă, acest pământ, acest univers care astăzi este și El decăzut, va fi și El izbăvit. În acea zi glorioasă, când mirele nostru, când Mântuitorul nostru va reveni, toate vor trece și vom vedea un cer nou și un pământ nou. Și vom fi și noi, în sfârșit, noi. Renoiți, perfecți, desăvârșiți. Așa că acum, aici, nu în meritul nostru, nu în dreptatea noastră, ci în dreptatea și meritul lui Domnului nostru Iisus Hristos, îndrăznim să ne apropiem de masa Lui și să intrăm în comuniune perfectă, deși încă nu suntem perfecți. În nădejdea și în siguranța, în credința că ce a început El va duce la bun sfârșit și ne va desăvârși. Amin? Amin. Amin.